Salutare și bine ați venit la un nou video. După cum se vede, a venit iarna. Astăzi este 30.11.2021. Voi deschide un pic geamul să șterg mizeria asta până când am viteză mai mare. Am deschis geamul. Am șters un pic oglinda de pe, mizeria de pe oglindă. Ce am vrut să vă zic este cam așa. Titlul acestui videoclip va fi ceva de genul: la ce să mă gândesc eu? Va fi ceva genul: ghinion cu noroc mare, ceva are sens. Nu prea. Aici se pare că n-am voie să intru cu camionul. Chiar sunt curios dacă, apropo, sunt în Luxemburg. Sunt curios dacă trebuie să întorc înapoi. Să întorc. Că dacă zic că întorc, e clar că înapoi întorc, nu? Asta e, vedem. Tot în Luxemburg merg. Voi ieși afară. Voi traversa țara asta. Deocamdată sunt în nord. Mă duc până în sud. Încet, încet. De ce zic că am avut ghinion cu noroc mare? Cam așa ceva o să sune numele la video. Nu știu sigur, dar cam așa ceva. Păi de ce? Pentru că ghinion, după cum vedeți, a început să ningă, este frig. La Poviță ploaie, acum nu știu ce îi, dar de dimineață era, azi noaptea a nins și ieri. Azi dimineața a început a ploua, cu o lapoviță de aia. Și din câte se vede, acum cam plouă sau nu știu ce e asta. Burniță. Partea proastă este că na, o nins. E prima zăpadă de când ești pe camion. Încă nici nu-i mare. Bine, azi dimineața era și pe șosea. Acum, după cum se vede, doar un pic pe margine. Așa a mai rămas zăpadă. Că în rest s-a cam topit. Dar azi dimineața era mai multă. Și pe asfalt, și pe autostradă a fost. Ok, ghinion că nis. Oricum asta era inevitabil. Noroc mare, aici la noroc mare nu era inevitabil, că puteam să fiu pe orice altceva în afară de container. În momentul de față am un container cuplat și de asta zic că am noroc mare, pentru că mă simt norocos pentru faptul că astăzi, pe o ploaie destul de mare, nu am fost nevoit să desfac prelata. Și treaba asta cam în felul următor. Am văzut câțiva colegi. Colegi, șoferi de camion. Le zic colegi de breaslă, care aici la încărcare, eu am încărcat. Tocmai am încărcat câteva bucăți de hârtie, nu știu ce să le acolo, câteva valuri de alea. Așa. Și câțiva șoferi erau cu prelata. Remorcă de asta cu prelată. Ei, să vedeți voi pe frigul ăla și pe ploaia aia, că acum am gândit nu mai ploua așa tare. Să vedeți voi ce greu le era lor acolo în parcarea respectivă, în firma respectivă unde aveau ei de lucru. Mamă, mamă. Aici e cam un gust. Cam la limit o trecut nenea cu mașinuța. Așa. Spre norocul meu am avut container, după cum ziceam, și am deschis ușile, cam atât. Într-adevăr, înainte de a ajunge eu la firma asta, am avut o problemă, să zic așa, deoarece am avut ceva
dificultăți cu cablurile, cu furtunurile la șasiul ăsta. Și azi dimineață pe la vreo 5 așa m-am dat jos să le verific înainte de pornire să văd cum îs. Că ieri tot așa, ieri au plouat, ieri au fost vânt, bătea un vânt. Am ieșit afară să aranjez un pic cablurile, dar nicio șansă, pentru că bătea vântul de nu. M-am zis, lasă că poate să mai potoli. Apoi s-a întunecat și nu s-a mai potolit. Mergeți mai departe, 1,8 km. Aici iară n-am voie cu camionul, numai cu aprovizionare. Sper să nu fie probleme, după cum ziceam. Așa. Și aseară am amânat, că am zis că date să mai răzbună timpul, cum ar veni. Nu s-a mai răzbunat timpul. Mamă, ce aglomerație aici. Cam greu în cap eu. Și neavând încotro, azi dimineață, la prima oră, am ieșit afară, mi-am aranjat cablurile și furtunurile. Vreau să zic că în vreo 10-15 minute am înghețat efectiv la mâini. Cu umezeala aia și cu vântul, că na, nu mai bătea vântul chiar așa de tare, dar umezeală și fric tot era. Umezeala aia și vântul ăla și cum aranjam eu cablurile, că nu, fără mănuși, pentru că dacă luam și mănuși, mi-era mai greu, dura mai mult. Fără mănuși pe acolo, m-am congelat la degete. Și ok, am intrat în cabină, nu știu ce, a fost ok, dar vă dați seama dacă trebuia să deschid și prelata. Eram congelat de la cablu. După aia am venit aici la încărcare. Trebuia să deschid prelata să prind king, da? Să pun prelata înapoi pe ploaia asta, pe frigul ăsta. Și nu era ok deloc. Ia să zic că am eu noroc. Pentru că se putea să fiu la prelată. Șansele să fi fost la prelată erau destul de mari. Sau la cisternă. La cisternă totuși e mai fain. Te urci acolo sus, deschizi. Te bagi în cabină, aștepți până se golește rezervorul respectiv. Da. Vă arăt cu ocazia asta și câteva zone din Luxemburg. Reconfigurarea traseului. Pe următoarea stradă, asta virați semnalizează rus, undeva? La stânga. Nu are unde dreapta. Să semnalizeze. Ai, ce curbă, mă, frate, mă, și ce complicațiune sunt aici. Virați la dreapta. Lungimea maximă 10 metri. A, e. Eu am aproape 20. Ce se fac? Vedeți căsuța aia faină de pe deal? Faină. Hai că ieșim, cred că ieșim din localitatea asta pe aici. Din câte pare. Oricum, mai e până la autostradă. Mai e destul. Cine nu prind mult autostradă din cât am văzut. Asta e. Belgia, Luxemburg. Astea nu prea au autostrăzi. Și ce au, îs cam. Aoleu, ce curbe vin imediat. Aoleu, ce curbe vin. Ce am depășit, frate. La GPS-ul ăsta și dacă depășesc cu un kilometru la oră, domnule, dacă depășesc viteza, el deja s-apucă de străga. Ia să vedem noi ce curbe avem aici. Una, două, trei curbe mari. Nasoale. Pe următoarea stradă, virați la stânga. Trebuie să merg și încet, că am marfa aia acolo. Și s-ar putea să trebuiască rearanjată. O, așa. Hai că nu-i rău.
260 de metri, virați la stânga. Ia să vedem următoarea curbă. Cum ne întâmpină? Aia trebuie să intre pe contrasens. Că dacă nu, intru cu remorca în cimitir. Mamă, și se bagă și dracii ăștia. Oh, flotea mea și... Dacă vă zic 5 cm, mersi. 5 cm, cam atât au fost de nou. N-am dat roata în bordură, în gardul ăsta. N-ai ce să faci, trebuie să intri pe contrasens un pic. Și aici, pe margine și remorca, ia să vă taie. Nu, cred că taie că e largă curba, dar oricum cu roata pe margine, efectiv pe margine. La linie. Deci cu roata eram pe margine și cu roata, ultima roată de la remorcă eram pe linie. Asta e așa la stânga, nu sunt așa rele curbele, dar cele la dreapta sunt nasoale că strânse. Sunt mai strânse de obicei. Și că fac o oră și ceva până capătul ăla al țării. Deci nu-i rău. O oră și 20, o oră jumate pe acolo. Măcar e bine că acum văd. Văd atât înainte cât și strada, văd marginea. Dar azi dimineață era întuneric când am plecat și nu vedeam nici în față că era întuneric și nu vedeam nici strada cât e de lată. Bine, asta chiar e lată, adică au fost și mai rele și s-ar putea să fie chiar și acum în video ăsta. S-ar putea să fie și mai îngustă de atât. Dar faza că erau și înguse sau și chiar și asta dacă ar fi fost. Dar era zăpadă. Deci era zăpadă pe margine și așa și doar câteva urmițe și nu vedeam unde se gata. Nu vedeam până unde ține strada, șoseaua, asfalt, să nu ies din decor. Așa că trebuie să merg mai încet, să merg mai precaut. Da. Durează mai mult. Aici mai folosim un pic retardă, nu? A, să dau jaluzele astea, cum zice, ștergătoarele astea, să le dau mai rapid un pic. Aici pot să-i dau mai mult de 70. Dar nu prea ai unde, adică, na, cu mașina mică îi mai dai. Dar cu mașina asta mai am și încărcătură, vreo câteva tone, mai are vreo 4 tone și ceva containerul singur, așa, gol. Și mai e și la deal. Scrieți în comentarii cum vi se pare această locație. Imediat o să intrăm pe autostradă. Așa. În 2 km, cam așa. Deci cam așa arată un drum național din Luxemburg. Destul de fain, îmi pare, că aici cel puțin e destul de lat. Parcă e așa, e super ok. Nici nu trebuie național mai lat de atât. Numai nu prea sunt ele așa de late. Mai ales în Belgia, Olanda. Niște naționale înguste. Zici că trebuie să mergi cu bicicleta pe acolo. Oricum arată destul de fain peisajul. Peisaj de toamnă târzie sau peisaj de început de iarnă, cum preferați. Da, aici e la poviță de aia, ca lume. Hai mă, nu mai schimb și tu ce faci. Ce mă enervează când se durează așa iurea și nu vrea să schimbe. O las mai încet cu oricum lampă asta. Că avem și intersecție imediat, intrăm pe autostradă. Bun că n-a trebuit să întorc.
De obicei, când începe GPS-ul să mi cânte aici că a intrat pe interzis, interzis 3,5, interzis 7,5, interzis 10 metri, de obicei mă întoarce. Adică mă întoarce viața reală, nu GPS. Pentru că întâlnesc anumite porțiuni de drum pe unde efectiv n-am cum să trec. Se întâmplă destul de rar, într-adevăr, dar în momentul în care ești pe național, indiferent în ce țară ești, în momentul în care ești pe național, ești prin apropiere de localități sau chiar în localități, foarte probabil să întâlnești un obstacol de care efectiv nu poți să treci. Ia să vedem aici. Lucrări și este închisă banda asta. Astăzi am condus o oră și 13. A, ce tare, avem semafor. Ia uite, domnule, așa, da. Ia uite, ăștia taie copaci. Macină rădăcina, am mai văzut că... Mamă, ce tare. A tăiat copacul și le macină rădăcinile. Efectiv, din toată rădăcina face rumeguș. Să o iau și eu aici. Eu când am venit prima dată, prima mea cursă, când am venit mergeți în Luxemburg și am văzut panourile alea galbene, eu am crezut că sunt pentru devieri, că în România așa știam că erau pentru devieri. Și ghiți ce? Alea nu sunt pentru devieri, sunt panouri normale. Devierile sunt portocalii. Ați depășit limita de viteză. Nu am știut, așa că am început să mă iau după ele, nu? Să consider că e vorba de o deviere și m-am înfundat la un moment dat. Nu de tot, că am putut să ies. Ia să dăm drumul tot așa la ștergătoare că nu mai vedem în față. Dar am făcut-o de cacao. Pe scurt. Ia uite, avem radar. Să lăsăm distanță. În anumite țări, chiar și Belgia, de exemplu, dacă nu păstrezi distanța față de vehiculul din față, distanța de 50 de metri în unele locuri, e amendă. Nu doar în Belgia, am zis așa, ca exemplu. E amendă, îți pune amendă, ori te flashuiește, te prinde camera, ori te vede polițistul. Asta cu polițistul nu știu, că nu prea stau ei pe marginea drumului ca la noi. Dar te prinde vreo cameră. Vede că nu e la distanță corespunzătoare. Blitz. Și nu-ți trebuie a doilea, doar primul. Se ajunge. Se pare că am ieșit din localități. Ne îndreptăm către altă localitate. Ăsta nu știu de ce merge așa încet. L-aș depăși. Totuși e iarnă, nu știu, drumul se închide, ia uite, a doua bandă se închide, până să mă hotărăsc eu s-a închis. Mai bine stau eu aici, liniște. Îl depășesc pe aici la deal, dacă tot așa încet merge. Cu mașina după cotineața aia. A, e un fel de parcare acolo. Aici n-ai voie să depășești. Deci îl lăsăm pe om în pace. Stăm după el. N-avem încă drum. Am vrut să pornesc înregistrarea chiar de azi dimineață, de când am pornit din parcare. Dar era întuneric și abia vedeam eu în față. Voi nu vedeați mare lucru. Am vrut să împart cu voi experiența asta de prima zăpadă. Și uite că am reușit. Sau cred că reușesc. Dacă vedeți videoclipul ăsta, cu siguranță am reușit să fac lucrul ăsta și să
să împart cu voi experiența. Din câte se vede, aici nu prea e zăpadă. Aici nu mai e așa mare. Ori din cauza cum a plouat acum spre dimineața, acum e 9.40. De pe la vreo 6, cam de pe la 6 a început să fie așa o lapoviță, dar niște strop de aia mari. Deci erau fulgi micuți și strop mari de apă. Și a continuat până chiar și acum, din câte pare. Asta nu știu dacă e lapoviță sau ploaie. Deja avem un grad, s-a mai încălzit. Ia uite aici, da, cred că din cauza ploii, că vedeți voi sub copaci, sub copaci nu mai este zăpadă, cum s-a topit zăpada, s-a scurs. S-a topit și zăpada de pe iarbă. Ăsta din față merge destul de greu. Cred că e mai încărcat decât mine. Ce program am pe astăzi? Ia uite că trebuie să lăsăm mai lejer din terenul localitate. Păi astăzi trebuie să mă duc, după cum ziceam, să încarc. Și... pe urmă mă duc în Germania să las containerul. Sper să nu mă prindă noaptea pe drum. Hai mă, las-o încet. Nu știu dacă se aude la voi, dar... ia uite aici, minus un grad arată. Aia, minus un grad, mie mi-apare un grad pe port. Înseamnă că am eu are călduri. Vreau să zic că nu știu dacă se aude și la voi, dar sună containerul ăsta destul de tare. Bubuie acolo, pum, pum, pum. Intrat printr-un orășel azi dimineață. Era foarte fain împodobit cu instalații. Dar la ce zăpadă era și abia se vedea, efectiv abia se vedea drumul. Nu prea, am făcut două poze. Dar nu prea m-a ars de filmat. Eu am zis, deci cum am sărit cu un kilometru, zdram. Aveam și la GPS aici pe Transix-ul ăsta. Aveam o setare să-mi sune când depășesc viteza, dar văd că nu mai sună. I-au făcut oamenii ăștia un update. Și cred că l-au desființat de tot. Așa mă gândesc. Cred că o desființat GPS-ul. Ia să vedem aici unde o luăm. Industrială, E421. Pe acolo trebuie să o luăm, pe E421. De la giratoriu. O luăm așa un pic în, înspre stânga. Ia să vedem. 100 de metri intrați în sensul giratoriu și părăsiți la a treia ieșire. La a treia ieșire. Una, a doua, pe unde a luat-o la roșu. Și urmăm pe a treia ieșire. Hostgate, Dirk. Nu mă complic să pronunț, pentru că habar n-am cum se pronunț. Mergeți mai departe, 1,4 km. Când ajungem la autostradă o să opresc videoclipul. Până atunci vă mai puteți bucura de peisajul ăsta rural. Luxemburghez. Ia uitați voi acolo pe stânga. Sunt le vedeți cu siguranță, dar le vedeți mai greu. Niște baloane, ce-o fi acolo, silozuri. Ia uite și aici brăduți. Super. Ai, cum zic, se potrivește de minune acum zăpada asta și cu ornamentele de Crăciun. Deci, mănușă. Partea faină că eu astiară am prins și zone de-astea cu
pădure, cu braz, braz așa, verde cu alb, adică nu braz goi, braz cu zăpadă pe ei. Aici mai avem un sens giratoriu, mergem înainte. Tot către autostradă, dar nu știu de ce durează atâta. De ce trebuie să merg atâta? Luxemburg. Păi către Luxemburg mergem, dar... Unde e Luxemburg? De 100 de metri intrați în sensul giratoriu și părăsiți la a doua ieșire. Nu știu ce fac ăștia, că nu mi-au făcut niciun semn, apoi eu nu stau după ei să... Aia își punea mănușile, ăsta să uita efectiv. Nu stau eu să se gândească ei. Mă duc, domnule, că am încărcare. La 11, la cât am ea să... Încărcare la 11. Păi dacă eu stau după ei, mă mai încarcă ăștia la 11. Pe kilometri, mamă, trebuie să dăm pedală. Deci, cred că o să prind autostradă, 3 km de autostradă, în condițiile astea. Îi dau viteză, nu mai. 70. Ați depășit limita de viteză. Mai las mai încet de atât, 74, hai mă las, 73. Nu, nu pot să merg neapărat cu 70, că încurci lumea cum ar fi. Ia uite, aici se îngustă drumul. Bang, m-a luat.
luat, dar partea bună este că nu mi-a venit amendă. Din câte am înțeles, anumite camere îți dă așa flash de la de avertisment. Acum nu știu care e treaba. Chiar vă rog, dacă știți cum stau lucrurile, să scrieți în comentarii. Adică știți ceva de chestia asta? Anumite camere îți dă avertisment și anumite îți trimit acasă. Pentru că dacă veni vorba de trimis acasă amendă, am primit acasă amendă. Am primit 80 și ceva de euro. Eu nu știu dacă am făcut videoclip sau nu. Știu că vreau să fac la un moment dat despre prima mea amendă, dar nu mai știu dacă am făcut sau nu. Va trebui să fac. Dacă n-am făcut. Și ce vreau să mai zic? Hai mă, merg la vale, nici la vale nu merg, ce faci? Am prins un radar de ăsta, o cameră de aia mobilă, remorcuță de aia, pe la vreo 4 dimineața. Eram cu capul gol, capul tractor simplu, la vale tot așa. Era restricție de 60, dar era liber, zic, mă, că, da, dai să meargă. Și i-am dat și m-au prins camera. O să zic mai mult într-un video separat. Da, și mi-am venit acasă, am plătit-o, mi-a plătit-o un prieten, apropo, mulțumesc cu ocazia asta și cu ocazia asta. 82, da, mă, las-o încerc, că asta nu e autostradă. Mă trag și eu pe banda asta largă, să las pe nenea să iasă. Așa când pentru începători, când vezi că intră unul, vrea să intre pe autostradă sau pe național, pe ce o fi, dacă banda din stânga este liberă, te asiguri, semnalizezi și lași să intre. Și las să intre și aici, aia că vrea să mă depășească. L-am văzut, am oprit pilot automat. Du-te, necă. Dacă era șofer de dubiță sau de camion, acum făcea niște faze de alea cu semnalizările, dar el neștiind cum se procedează, s-a adus așa, fără să mulțumească. Aici are la vale, lăsăm să curgă. Mamă, dar departe autostrada aia, să-mi bag picioare. Nu-mi vine să-i dau cu 85 pe aici. Nu am n-am mai fost pe aici, nu știu, drumul și mă gândesc să nu fie vreo cameră ascunsă prin copaci. Că văd și camioanele de pe sensul opus merg destul de lejer, nu se grăbesc. Iau de aici oricum e restricție de 70 iarăși. Vrea să depășească liber. Cu vreo 600 de metri. Așa. Ce ai, mă? Ăsta a văzut tăietura aia din asfalt și crede că e bandă. La ora. Hai că e bine. Dar interesant că au pus-o în vârful dealului. Păi cum vine? Ăsta aruncă ceva sau numai să plimbă? Eu n-am văzut să arunce nimic. Mi-au băgat ăștia niște joburi aici. La Herne.
n-am mai fost la hernia asta. Asta că am vreme să mă uit. Deocamdată mă uit la drum că poate mai văd vreo cameră. 70. Lăsăm încet că avem 79. Ați depășit limita de viteză. Ce de treabă e Ioana asta, domnule? M-a anunțat pe mine că am depășit. Ar fi fain să pună ăștia de la Aigo, de la hărțile astea, de la programul ăsta, să pună, de exemplu, cum e acum ați depășit, să pună chestia asta, dar gen până la primii 5 km, să zic, ați depășit. Mă sună un coleg, o să-l sună imediat. Să pună, cum zicea, numai 5 km. După 5 km să înceapă cu d-alea, bă, ai bani de amens, știi, eventual, chiar d-alea urâte. Dacă depășești cu 5 la oră, să zic, ok, ai depășit. Dacă depășești cu 6, 7, așa, înceapă. Ce bani, nene? Te dau bani afară din casă, eh? Ai bani de amens? Ați depășit limita de viteză. Faină chestia asta cu acele camere de pe marginea drumului, pentru că în felul ăsta consider eu că îl ține pe șofer atent la drum. Pune camera respectivă, pune așa camere pe traseu și șoferul, mă gândesc că e mult mai precaut și se uită după camere și în același timp se uită și să vadă care e treaba pe traseu. Hai să lăsăm încet, că aici cred că o să fie o restricție mai mică. Frate, dar ăsta nu mă mai trimite, mă, omule, pe autostradă, nu știu care-i faza. Intrăm pe aici. Are rost să mă mai duc până în sensul giratoriu. 100 de metri, intrați în sensul giratoriu și părăsiți-l la prima ieșire. Prima, dacă e prima, iau pe aici, ce rost are, nu mai duc. Mergeți mai departe, 32 de kilometri. Dă-i baci, băi, nu mai avem, frate, nici autostradă. Nu mai avem nici autostradă. E clar, asta ce iau, dar nu piază autostradă. Pe A1. Ce A1, frate, astea-s povești. Oh my, gata. Nu mai avem autostradă. Bun, fraților, păi nu mă mai lungesc, că ați stat destul cu mine. Știu că am promis că o să vă țin până la autostradă, dar vă dați seama, trebuie să înaintez încă 32 de kilometri. Deci, asta este țeapă, domnule. A trecut Black Friday, dar uite că toți se dau țepe. Ați văzut oare în față? Ceva roșu? O fi cameră? Acolo în curbă? Să o las și eu cu 70. Bun, vă las, fraților. Mulțumesc pentru vizionare. O zi bună în continuare. Și să ne vedem la alte videoclipuri. Cu bine!